Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vă invit la prăjitură în formă de dovleac. Vom lucra separat, în sensul în care blatul îl vom face din două părți. Deci, prima oară vom lucra cu câte 5 ouă, 200 de grame de făină și 200 de zahăr, o linguriță de praf de copt, 2 linguri de ulei și 2 plicuri de zahăr vanilat. Vom preîncălzi cuptorul la 180 de grade, separăm albușurile de gălbenușuri și mixăm albușurile împreună cu sarea, cu zahărul și cu zahărul vanilat, până obținem o spumă foarte tare, densă și fermă.
Separat, amestecăm gălbenușurile împreună cu uleiul, iar apoi le incorporăm în albușurile bătute spumă. Cernem făina într-un bol, o amestecăm cu praful de copt, iar la final o adăugăm treptat, amestecând cu o spatulă, având mișcări circulare de jos în sus, ușoare și aerate. Compoziția astfel obținută, am turnat-o în tava unsă cu unt și tapetată cu puțină făină și o coacem 30-40 de minute. Repet, vom repeta procedura și pentru cel de-al doilea blat, deoarece vom avea nevoie de două blaturi. După ce scoatem din cuptor, lăsăm complet la răcit în tavă pe acel grătar de răcire. Uitați, așa arată primul blat. Așa că ne vom ocupa de următorul, care se face exact la fel. După ce am făcut cele două blaturi, ne vom ocupa de cremă. Pentru cremă avem nevoie de 5 linguri de lapte cald, 10 linguri de zahăr pudră, jumătate de linguriță de esență de vanilie și 200 de grame de unt. Cel mai gras unt pe care îl găsiți la magazin, acela este ideal. Eu am luat un unt de 82% grăsime. De asemenea, vom mai avea nevoie și de colorant alimentar portocaliu gel. Pentru început, vom adăuga zahărul pudră în laptele cald și amestecăm bine până când zahărul se dizolvă. Apoi adăugăm vanilia, o amestecăm și băgăm bolul nostru la frigider pentru 2-3 ore.
Apoi, tăiem untul cu bulețe și îl mixăm până devine pufos, cremos, alb și mărit ca volum. După care adăugăm mixul rece de la frigider, îl adăugăm treptat și mixăm bine până când vom obține acea cremă care nu cade de pe spatulă. Avem cele două blaturi, uitați că sunt de frumoase. Acum punem un rând de cremă între ele pentru a le lipi, iar în restul de cremă rămasă adăugăm acel colorant portocaliu și începem să îmbrăcăm prăjitura noastră, nu înainte însă de a decupa oarecum prăjitura. După cum puteți observa, trebuie să facem mici incizii, astfel încât să arate a două fleac cât mai natural, să zicem așa. Haideți să priviți mai bine. După cum puteți observa, în interior, pentru a astupa acea gaură, da, dată de forma tăvii de copt, am pus o brioșă simplă cu gust de vanilie.
Îmbrăcăm prăjiturica noastră în crema de unt, în acea faimoasă cremă numită și buttercream, și o nivelăm cât mai frumos. Apoi trebuie să o băgăm la rece la frigider pentru a se întări. Crema de unt se întărește la frigider. Pentru codiță, deoarece orice dovleac are și codiță, am folosit puțină pastă de zahăr, pe care am, este o pastă gata cumpărată, dar îmi propun ca pe viitor să pregătesc și eu, să fac și eu pastă de zahăr în casă. Am adăugat puțin colorant alimentar gel verde, un verde mușchi. Frământăm bine și încercăm să îi dăm o formă de o coadă, mai, o codiță mai groasă. Depinde de cât de mare va ieși dovlecelul. Iar pentru acele nuanțe de maro de pe codiță am folosit cariocă alimentară maro. E foarte important, aveți grijă atunci când cumpărați carioci sau culori alimentare, să fie și comestibile, deoarece pe unele scrie că sunt necomestibile. Aveți așadar mare grijă. Pur și simplu am făcut codița, am atașat-o bostanului nostru, dovleacului, și uitați cât de frumos a ieșit. Mie sunt foarte mulțumită de ce a ieșit, îmi place cum arată dovleacul și, drept urmare, mai mult de o noapte n-a rezistat la frigider, deoarece a doua zi s-a mâncat tot. Iată, cu această rețetă simt că a venit și toamna în bucătăria Bubu Cuisine. Vă recomand să încercați și voi. Într-adevăr, necesită puțin mai multă răbdare decât orice altă rețetă, dar vă garantez că și rezultatul este pe măsură. Sunt sigură că cei din jurul vostru vor fi încântați de această rețetă și le va plăcea ceea ce vor vedea. Vă mulțumesc pentru că ați fost și de data aceasta alături de mine în bucătăria mea și vă aștept în continuare pentru rețete noi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a fi în temă cu tot ce se întâmplă în bucătăria Bubu Cuisine.
Până data viitoare, vă doresc o toamnă frumoasă și cu roade cât mai bogate. Pe curând! Thank you.